din 8 tertiar 2018 și raportul de follow-up numărul 396 de 2519 din 12 a 13 a 2017 și proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL numărul 169 de 28 a 2017 și HCL numărul 170 din 28 a 2017. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu aceste două puncte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Și acum vă supun la vot ordinea de zi cu cele două proiecte suplimentate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local pentru mandatul 2016-2020. Prezintă inițiatorul primar Dorin Nicolae Lujigan, raport de avizare, Comisia de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Domnule Pătruțiu, în calitate de președinte a Comisiei de Validare, vă rog să citiți raportul. Mulțumesc. Comisia de Validare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Tuzii, constituită prin HCL numărul 107, din data de 22.06.2016, modificată prin HCL 208, din data de 16.11.2017 și în urma examinării documentelor privind validarea mandatului de consilier din rândul supleanților, a doamnei Nord, Ana Maria, a constatat următoarele. Prin HCL numărul 230, din data de 20.12.2017, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Tuzii a luat act de încetare a mandatului de consilier al domnului Sob Robert Ișvan ca urmare a demisiei și a declarat vacant locul acestuia în cadrul Consiliului. Pe poziția numărul 3, din lista candidaților declarați supleanți care au participat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, figurează domnul Tiș Iuliu. Din adresa numărul 289 din 21 a 12 a 2017, domnul Tiș Iuliu ne informează că renunță la mandatul de consilier suplean din motive personale și, în consecință, acesta nu poate fi validat în funcția de consilier local. Prin adresa numărul 288 din 21 a 12 a 2017, înregistrată la instituția noastră numărul 37418 din 22 a 12 a 2017, Organizația Județeană a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România ne informează că a luat act de încetare a mandatului de consilier al domnului Somorul Petișman, confirmă apartenența doamnei Nord, Ana Maria, la această organizație, poziția numărul 4, din lista supleanților, și propune validarea acesteia în funcția de consilier local al municipiului Câmpia Tuzii, în locul devenit vacant. Articolul sub, alineatul 33 din legea 115/2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale numărul 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea legii numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali, prevede candidații înscriși în liste care nu au fost aleși sunt declarați supleanți în listele respective. În caz de vacanță a mandatelor de consilier, aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante în ordinea în care sunt înscriși în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea cărora au candidat supleanții, confirmă înscris sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice sau ale organizațiilor cetățenilor aparținând minoritățile naționale, că supleanții fac parte din partidul politic respectiv sau din organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale. În urma celor mai sus relatate, Comisia de Validare consideră că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația în vigoare și recomandă Consiliului Local al Municipiului Câmpia Tuzii validarea mandatului de consilier pentru doamna Nord Ana Maria. Mulțumesc, domnule Pătruțiu. Conform articolului 1 al proiectului de hotărâre, se validează mandatul de consilier local pentru mandatul 2016-2020 din rândul supleanților în cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Tuzii pentru doamna Nord Ana Maria din partea Uniunii Democrate Maghiarilor din România. Doresc să vă supun la vot validarea mandatului de consilier local. Cine este pentru?
Potrivă? Abține? Unanimitate. Doamna Nu, vă rog să depuneți jurământul. Subsemnat Arnoian Amalia, consilier al municipiului Câmpia Tuzii, în conformitate cu prevederile articolului 32 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Câmpia Tuzii următorul jurământ. Jur că respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Câmpia Tuzii. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă?
Dacă mai sunt și alte discuții pe marginea proiectului, dacă nu, se pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Se fac acum buletinele de vot, dar să vă rog să votați și faci o pauză scurtă de 5 minute. Proces verbal încheiat la 25.1.2. Se procede prin modificarea componenței Comisiei de Selecție Prealabilă a membrilor din Consiliul Consiliului de Administrație la Societății la Vântul Unică creată în Municipiul Punctiatru. Astfel, în urma votului se constată următoarele. Din 17 voturi exprimate, Victoria a obținut 17 voturi pentru. Drept urmare, se încheie prezentul proces verbal. Mulțumesc! Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ care vor funcționa pe rada municipiului Câmpia Turti în anul școlar 2018-2019. Prezint de inițiator primar Dorin Nicolae Lujigan, raport de avizare Comisia de Specialitate numărul 3. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Câmpia Turti a imobilului înscris în CP, numărul 53.758, Câmpia Turti. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Lujigan, raport de realizare Comisia de Specialitate numărul 2. Avis favorabil. Doamne, avem. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, dacă nu se pune vot, cine este pentru, împotrivă, abține, unanimitate, convențiunea de doamna Cuteanu nu a participat. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra două parcele de teren atribuite în temeiul legii numărul 15/2003. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Lujigan, raport de avizare Comisia de Specialitate numărul 2. Avis favorabil. Dacă sunt discuții, domnule Isac. Doamne Ghinea, la comisie am vorbit, am primit de mai târziu cerere și după aia am observat. Avem împuternicirea pentru doamna Coboia? Deci sora. Deja. Andreea, nu, Andreea face, probabil sora, Dențe Boboia. Avem un puternicire. Avem după acum la Ucraina dată și a completat Dența în cerere. Deci a fost, este plecat în act, dar avem și mai există o cerere care a completat doamna cu mâna Dențe, astfel la fața noastră și a lăsat o fie probleme. Deci avem cerere. Da. Pentru că aici aceeași semnătură, în calul deci, sorei. Avem cerere. Nu ne-am fi permis să Dacă mai sunt alte intervenții, așa nu supun la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord, sucursarea Cluj-Napoca, asupra unor parcele de teren care aparțin domeniului public al municipiului Câmpia Turti pentru realizarea lucrării, acordare la red a obiectivului situat în localitatea Câmpia Turzii, străzile George Bacovia și Nicolae Titulescu. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Lujigan, raport de avizare Comisia de Specialitate numărul 2. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, domnul Isac. Deci, domnul Luca, cum ne-am înțeles la comisie, da? Nominalizăm obiectivul. Obiectivul este diminuirea pe care l-am dat o comisie, electrică este exact cum s-a scris acolo. Deci, tehnic, nu putem să... Tehnic, nu avem cum să modificăm denumirea. Așa o e denumirea demarată. Eu înțeleg că zice, acordarea la rețeaua de energie distribuție, probabil, la obiectivului. Nu ne-au specificat unii mai concret decât atâta. Așa nu putem să dăm o denumire mai... Bine, ok. Deci, în adresa vostru, face referire la... Nu, 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 n
ISAC cerea ceva lămurire referitor la respectivul proiect. La pagina 5, domnul primar Dorin Nicolae Lujitan spune: domnule președinte, stimați colegi, colegii îmi fac semn să nu pupnesc în râs. Bănesc că fac colegii din partea dreaptă, că pe partea stângă sigur nu îi se făceau semne de genul acesta. Încerc să fiu cât se poate de calm și de solemn și să nu pupnesc în râs când observ că pe lângă că nu cunoașteți legea, încercați să vă bate joc de un proiect de hotărâre pentru care administrația locală muncește de aproape un an de zile. De fapt, nici nu este de râs. Este grav că dumneavoastră veniți să vă bateți joc de o astfel de muncă intensă, finalizată prin semnarea acestui protocol, care va aduce unul dintre cele mai mari beneficii cetățenilor din municipiul Câmpia Turzii și nu numai, pentru toate comunele din zonă, aș zice eu, și pentru municipiul Turda. Sunt suficiente demersurile pe care le faceți pe la tot felul de instituții ale statului pentru a nu se pune în practică acest protocol, însă eu vă spun că, indiferent ce veți face dumneavoastră, se va face, pentru că pe acest protocol a semnat reprezentantul Guvernului în teritoriu, respectiv prefectul județului Cluj. După alte afirmații, mai spune domnul primar: nu, domnule consilier, vă garantez eu că acolo se va muta Poliția Națională imediat ce veți aproba proiectul de hotărâre. Nu trebuie să scrieți dumneavoastră ca și Consiliul Local în protocol sau în proiectul de hotărâre că după ce Guvernul va aproba darea în administrare către noi a acelui spațiu, trebuie să-l preluăm pe bază de proces verbal, pentru că prin HG se arată că se dă în administrare spațiul către municipiul Câmpia Turzii pentru puncte-puncte. La pagina 6, am spus și eu că îl completez pe domnul Isaac și întreau. Vreau să vă mai întreb, domnule primar, dacă noi o să votăm, noi o să votăm cu siguranță acest proiect și din discuțiile pe care le-am avut, v-am spus că o să votăm. Clădirea pe care noi o dăm este liberă de sarcini dacă are autorizație ISCU. Dacă putem să o dăm în toate condițiile legale, financiare, juridice, către Poliția Municipiului Câmpia Turzii, ca să nu ne mai trezim cu anumite surprize pe viitor. E, uite că ne-am trezit cu anumite surprize. Iar la pagina 8, mai vreau să citesc, a fost și o intervenție a domnului Ghemeș, atunci când i-am răspuns: domnule Ghemeș, noi aici venim să votăm pentru ca unele documente să fie în regulă. Noi asta avem. Lămurit. De ce nu a fost trecută activitatea secției de poliție de la Câmpia Turzii? Atât este. Vom vota, va veni domnul primar peste câtva timp și va zice: când ați votat, de ce nu ați sesizat? După câteva discuții, domnul primar Dorin Nicolae Lojigan: eu cred că sunteți aici să votați acte normative în interesul cetățenilor, nu pentru altceva. Eu îi răspund, da? Acte normative care sunt întocmite conform legii, domnule primar. La care domnul primar Dorin Nicolae Lojigan spune: eu când văd că au semnat 5 juriști, 5 absolvenți de drept și un doctor inginer, veniți să-mi spuneți că nu este corect? Domnul Nicolae Ștefan intervine și el și citesc din ce spune: vreau să vă spun că acest protocol a fost semnat pentru avizul de legalitate de șefa serviciului contencios administrativ din prefectură, doamna Meda Sas. Deci dacă doamnei care ne verifică nouă legalitatea actelor administrative îi punem la îndoială capacitatea în ce privește aspectele juridice, îmi pare rău. La care eu îi răspund că, domnule secretar, nu punem la îndoială capacitatea nimănui, dar poate a fost o scăpare din partea lor. Deci am fost făcut din nou cu ou și cu oțet că nu aveți studii juridice, că domnului Isaac s-au adus tot felul de afirmații. Și ce să ne uităm pe proiectul de hotărâre, dacă ne uităm la oficiul de cadastru, care verificând legalitatea documentelor,
întăvulează cu drept de administrare în favoarea IPJ Cluj a respectivei locații. Nu știu, veniți și ne propuneți acum să hotărâm retragerea unui drept legal întăvulat. O să vă rog să ne luminați cu privire la această, nu știu, nouă capcană. Că nu mai înțelege absolut nimeni nimic. Adică cei de la cadastru întăvulează, verifică, zice că totul este legal, vine IPJ și ne plătește tot ceea ce am votat noi și ce am făcut printr-o hârtie, că ei nu pot prelua cele de administrare. Mulțumesc. Domnule primar, dacă spune? Domnul secretar, cum ce da, dacă dați vreți să vă răspund, nu e vorba de o capcană. Așa cum se poate vedea și cum a sesizat și noastră, deja în trecut la putere s-a înscris în cartea oficială. Îmi mențin punctul de vedere că noi am putut să transmitem dreptul de administrare ca ei să-și poată desfășura activitatea. Problema este că ei sunt o unitate în subordine, nu e așa cum e primăria. Ei sunt subordine, au la București Ministerul de Interne. Ei, în momentul după ce au înscris în cartea oficială dreptul de administrare și s-au solicitat acordul Ministerului de Interne, Ministerul de Interne le-a interzis invocând anumite aspecte din lege, sincer, primii m-au convins, chiar fac referire la o decizie numărul 1 din 2014 a Curții Constituționale, decizie pe care am căutat-o, nu am găsit-o, vă spun cu toată sinceritatea, nu am găsit această decizie în care să se spună că între cel care dă dreptul de administrare și cel care îl primește trebuie să fie un raport de subordonare între ei ca să poată să se construie acest drept de administrare. Nu l-am găsit, sincer, vă spun, n-am găsit această decizie. Dar, întrucât, pentru totuși a face un pas înainte, am înțeles să abordăm problema din punctul lor de vedere, în sensul că, neputându-se muta acolo pe acest drept de administrare, au venit cu această cerere care este anexată la proiectul de hotărâre, în care ei, pe lângă faptul că reprezintă aspectele legate de acest drept de administrare, vin cu niște propuneri și spun, dom'le, noi venim cu două propuneri. Fie ne dați în proprietate, adică în proprietatea statului român, care au să le vei drept de administrare, fie ne dați cu drept de comodată. Normal că a doua variantă a primit ca urmare a unei idei care s-a vehiculat atunci când am purtat discuțiile cu ei înainte de a ne da această adresă și cred că s-ar putea merge pe varianta a doua, în sensul că se retrage și se radiază din cartea funcțională dreptul de administrare, după care se poate scoate imobilul din domeniul public și se treacă în domeniul privat, astfel încât se poată construi acest drept, adică acest comodat, să li se dea imobilul în măcar de comodat celor de la IPJ Cluj. Deci cam atât am să vă spun, deci nu nicio fel de capcană aici, este pur și simplu o obiecțiune ridicată de cei de la Ministerul de Interne, for superior celor de la IPJ Cluj. Eu scurt, doar atât vreau să vă mai recitesc. Domnul primar Dorin Nicolae Rojigan, eu când văd că au semnat 5 juriști, 5 absolvenți de drept și un doctor inginer, veniți să-mi spuneți că nu este corect. Eu ne țin în totalitate cele spuse și pe care vreau să-l trebuie și o profesor a dat pregătit, am știut că am discuții de el, l-am aici la citit, ne țin toate frazele pe care le-am făcut acolo. M-am scris pe proiectul de hotărâre, vreau să fac câteva precizări. Este un proiect de hotărâre care reglementează, din punct de vedere juridic, o problemă ridicată de către Ministerul de Interne. O dovadă a faptului că cei de la IPJ Cluj și-au însușit dreptul de administrare pe care dumneavoastră li l-ați acordat, este tocmai faptul că s-au dus și s-au întablat în cartea funcțională acel drept de administrare. Dacă nu l-ar fi avut întablat în cartea funcțională în acest moment, ar fi venit în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre care la articolul 1 ar fi avut loc, v-aș fi solicitat retragerea dreptului de administrare, la articolul 2 v-aș fi solicitat trecerea din domeniul public al OAT-ului din domeniul privat al OAT-ului și la articolul 3 v-aș fi solicitat să aprobați contractul de comodat, împrumut gratuit de folosință, în favoarea IPJ Cluj. Însă, având în vedere faptul că ei deja și-au întablat pe cartea funcțională de drept de administrare, am fost obligat să radiez de acolo primată ca după aceea să vin într-o hotărâre ulterioară cu celelalte două puncte. Noi am fost de bună credință. Am semnat procesul de predare primire, le-am predat spatiu. Ei și-au întâmplat și ei au fost de bună credință.
ședință și au întabulat dreptul de admisare în cartea funciară. Că cei de la minister, din cauza nu știu căror motive, nu acceptă să le subvenționeze lucrurile de igienizare și modernizare, modificări ce vor să facă ei acolo, asta nu este problema noastră. Au fost la mine prezenți reprezentanții BJ Cluj. Am avut discuții îndelungate pentru că și ei consideră și în adresa pe care mi-au înaintat și pe care noastră aveți anexă, arată foarte clar că își doresc în continuare acestui proiect. Am avut de discuții și cu domnul prefect și domnia sa consideră că este important pentru cetățenii zonei să continue acest proiect. Dacă a apărut acest impediment din partea celor de la minister, noi am venit cu propunerea de comodat. Ei au, le-a spus, discutați-o cu ministerul, dacă ministerul vă dă aprobarea pentru a merge pe această variantă, vom scoate din public în privat și vom da pe contract de comodat, atunci vom iniția proiectul de hotărâre. M-au sunat, mi-au comunicat că au luat legătura cu ministerul, că acceptă această variantă, urmează ca noi să facem demersurile continuare, respectiv ceea ce dumneavoastră aveți astăzi ordinea de zi, și ceea ce veți primi după ce vor radia ei de la cartea funciară dreptul de administrare, celelalte două puncte de care aminteam mai devreme. Vreau să vă reamintesc că acest proiect, într-adevăr, se lucrează de mult la el și este un proiect extrem de important pe care cred că toți, indiferent de aici de culoarea politică, și doresc pentru municipiul nostru, dar mai ales pentru cetățenii din municipiul nostru și nu numai. Este important să reușim să aducem după clarificarea situației juridice a clădirii birourile de permise, matriculări și cazier judiciar și așa cum. Mulțumesc. Eu totuși nu mi-o explic cum oficiul de cadastru verifică legalitatea documentelor, întăbulează un drept de administrare și vine altă entitate a statului și zice, mă, nu e bine. Cum? Cum e posibil așa ceva? Și asta rămâne un mare mister. Fiindcă ei verifică, nu își permit să facă documente false, greșeli, în momentul când întăbulez ceva, inclusiv un drept de administrare, nu își permit să nu verifici. Dacă vă uitați, aveți încheierea numărul 33.150 a Oficiului Național de Cadastru, biroul de cadastru publicat în Oradea Vâlcea. Asupra cererii introduse de către Inspectoratul de Poliție Județean Cluj. Deci ei au solicitat. Dispune admiterea cererii să întâmplează dreptul de administrare pe perioadă nedeterminată. Tot Inspectoratul General vine după aceea și ne comunică că ei nu pot să preia. Știți, aici este. Domnul Spicăl. Da, aș vrea să fac o mică rectificare. Nu discutăm de falsinate, domnul consilier. Deci, încă o dată, un alt drept de oameni a considerat că dreptul de administrare se poate constitui. Acum, dacă cei de la Ministerul de Interne, înspeți cei care sunt superiori IPJ Cluj, au considerat că nu pot să fie luate cu drept de administrare imobilele decât cele care sunt ale statului român, nu are unităților administrative federale, chiar nu pot intra în capul lor să le spun, domnule, noi gândim bine sau... Probabil ei gândesc bine, invocând și acea decizie numărul 1 din 2014, dar spun. Vă rog să mă vedeți. Prima reacție a fost să intru să caut această decizie, pentru că și eu vreau să gândesc în limitele legii, nu în afara legii. Ei, nu am găsit această decizie în locul din 2014. Deci nu e vorba de falsinate, e vorba de, probabil, problema este de angajare de cheltuieli din partea Ministerului de Interne, Direcției Logistică. Ei nu pot angaja Poliția Câmpia Tuzii sau IPJ-ul, nu pot angaja cheltuieli de modificare, sau acolo, igienizare, inclusiv plăți de utilități, atâta timp cât este această modalitate de drept de administrare, pe care noi considerăm că, sau și-am considerat la momentul acesta și acum că era legea. Dar din punctul lor de vedere, și dacă uitați în adresa lor, mai există o instrucțiune despre care noi nu avem cunoștință, instrucțiunea mea e numărul 549/2008, care ne-au și arătat-o. Eu cred că totul sunteți suficient de cerebrali și de dornici de a rezolva această problemă a permiselor pașapoartelor matriculări și cazierului judiciar, încât să trecem peste acest impediment juridic, urmând ca după radierea de cartea funciară a dreptului de administrare să venim imediat într-o ședință extraordinară cu aprobarea de care vorbeam mai devreme. Mulțumesc.
Vedeți, de fapt, asta este problema până la urmă. Nu este modul de administrare, nu pot ei să angajeze cheltuieli pentru spațiul respectiv. Și cine să le plătească utilitățile atunci? De ce nu au spus-o clar? Vin aici și ne invocă tot felul de legi, căutăm, noi facem, din punctul meu de vedere s-a făcut, nu știu, corect, incorect, nu am studiile de specialitate, dar la prima vedere, v-am spus și în ședința aceea, când am votat acel protocol, mi se părea că sunt anumite neclarități. De aceea le-am și ridicat și eu și domnul Isac. Am fost certat pentru acest lucru și acum ne trezim că după munca de un an de zile este dată de cap, vorbind. Problema care s-a ridicat atunci era doar eu cu excursurile. De ce nu apare protocol? L-am citit cu foarte mare atenție. De ce nu am de acolo plecat toate discuțiile? De ce nu apare acum activitatea Poliției Naționale? Aia era singura problemă, nu vis-a-vis de modalitatea dreptului care se, prin care se tratează lor drept de administrare sau drept de folosință gratuită sau mai departe. Eu vreau să vă spun că ei au încercat și varianta și i-a văzut în adresa lor, au și propus-o. Aceea, de fapt, de a trece în domeniul public al statului român. Ori eu am spus că o astfel de hotărâre de Consiliul Local, eu personal nu sunt dispus să inițiez, atâta timp cât clădirea de pe George Coșbuc are o anumită valoare, da? Pe când clădirea de pe Andrei Mureșanu, chiar dacă se vor face valori, credeți-mă sincer, că există două precedente care eu nu vreau să trec peste ele și nu vreau să ajung să dau cu subsemnatul, pentru chiar dacă le-am dat acea clădire statului român. Da? Pentru că ajutați-mă. Aici sunt și eu de acord, să știți că niciodată eu personal nu să votez data din unei clădiri care a fost construită din banii cetățenilor, din când i-a pus spre un minister. Dacă este invers, cum au fost finanțele, că s-au întors, da, o să ne luptăm să aducem la. Asta este motivul pentru care varianta 2 propusă de către ei, dar care de fapt a venit cu acoarea discuțiilor pe care noi le-am purtat împreună, este varianta de împrumute folosință gratuită, cred că domnul consilier tot vă poate explica cum mai bine ce înseamnă, care este diferența și din punct de vedere juridic, de dreptul de administrare și dreptul de folosință gratuită. Este o problemă care se poate rezolva în câte 2-3 zile și săptămâna viitoare putem veni în extraordinar să le dăm întotdeauna cu contract de comodat și să păpăm. Ei deja și-au și adus acolo mobilier, sunt pregătiți să se muțe, ca urmare a procedurilor de pedale pe care le-am făcut. Fără să reiau discuțiile, mă refer doar la proiectul de hotărâre. Avem articolul 1, se aprobă retragerea dreptului de administrare. Are corespondent în hotărârea 182 din 26 a 10, articolul 2 al acelei hotărâri. Se aprobă constituirea unui drept de administrare. Bun. Microfon. Problema mea este cu articolul 2 din propunerea proiectului de hotărâre de astăzi. La data adoptării pe drept de hotărâre își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare. Citind vechea hotărâre, îmi dau seama că acest articol 2, în opinia mea, vreau să fiu corectat și nu trebuie să fie nimeni de acord cu mine, orice prevedere contrară aplicabilă își încetează activitatea, respectiv, din punctul meu de vedere, este vorba de articolul 1 a acelei hotărâri 182, prin care noi ne-am înscris și protocolul. De ce? Retrăgându-i dreptul de administrare IPJ-ului, mă duc la pagina a doua din protocol, obiectivele sunt clare. Serviciul public comunicar permise, public comunitare de care pașaporte, nu mai știu ce, ghișeu, cazier, punct. Pentru atingerea obiectivelor prevăzute la liniatul precedent, prin autoritatea primarului, va întreprinde toate demersurile în vederea constituirii unui drept de administrare. Retrăgându-i dreptul de administrare, goresc de conținut protocol. Pentru că în protocol nu se face vorbire nici de comodat, nici de nimic. Ne vom trezi în situația în care mai votăm câteva proiecte de hotărâre, mai votăm câteva poziții și acest protocol va veni miliția, poliția, mă scuzați, mai vechi,
Și v-a zis, bă, dar stați un picuț, că noi acolo cu protocolul, cred că a fost destul de clar, că nu mai putem să luăm și nu avem bugetare și trebuie să prindem anul bugetar 2019, că cu MEAIU și să vedem dacă ne permite. Și atunci, din punctul meu de vedere, acest proiect de hotărâre de astăzi ar fi trebuit să anuleze în totalitate hotărârea 182, să se treacă la un act adițional la protocol, prin care fiecare parte, după ce sunt mandatați de forurile lor superioare, pentru că noi vedem aici că cei de la București, de la Ministerul, tras de mâine, că bă, fraților, eu nu știu ce a semnat voi acolo, dar noi nu vă dăm bani. Și au început să invoce tot felul de probleme. Sigur că ăsta e punctul meu de vedere și pot fi contestat. Ei își manifestă interesul în continuare să facă, să treacă și nu știu ce. Și eu mi l-aș manifesta dacă aș fi semnat pe acel protocol. Pentru că dacă ne uităm pe adresa trimisă de Inspectoratul Județean de Poliție, îl avem pe domnul comisar de poliție Sorin Vasile Nistor. Omul muncii prin șef birou juridic. Dacă ne uităm pe protocol, mă pare rău că sunt foarte tipicat, dar n-am ce face. De protocolul, pentru IPJ Cluj, vine și semnează pentru șeful poliției, inspectoratul așa, avizat pentru legalitate șeful biroului juridic, comisar șef de poliție, Sorin Vasile Nistor. Sorin Vasile Nistor semnează protocolul pentru legalitate, îl mai semnează și adresa asta. Acum, din punctul meu de vedere, sigur că nu e ușor să aduni atâția oameni să semneze un protocol. Să-i convingi de utilitate, să-i convingi de toate problemele astea. Dar, pentru cei de la poliție, problema lor e să aloce fonduri. Treaba lor, dacă alocă sau nu alocă. Noi vom sta blocați cu această clădire, în continuare, până când cineva din minister, pentru că era frumos acea adresa asta lor să vină să zică cei de la minister, fraților, prin clasa întâia, vă dăm bani. De ce? Folosința gratuită, conform la 124 din 215, o dai pe un termen limitat. Cui o dai? Persoanelor, că le-am copiat și eu, persoanelor juridice, fără scop lucrativ și serviciilor publice, pe 124. Acum, iarăși interpretabile formulările. Că dacă vorbim cu doamna Ghinea, zice, bă, nu putem să o dăm că nu-i persoană cu, fără scop lucrativ. Serviciu public. Ei undeva vin și spun că prestează activități care, fiind un serviciu public, o dau acolo la sfârșit după virgulă, serviciu poliționesc fiind un serviciu public. Pe prima pagină, același jurist vine și ne spune că IPJ Cluj este instituție publică din structura Poliției Române, aflată în subordinea Ministerului. Și atunci, asigur că, din punctul meu de vedere, luat strict pe lege, prima propunere a lor de transfer în domeniul public al statului, clar, că nu o să-și ia nimeni niște, știu eu, angajamente să meargă, să facă un proiect de hotărâre, de guvern, de transfer. Poate nu va fi consensul consilierilor să dai o clădire de 2 miliarde, de 27 de miliarde cuiva, numai ca să te scap de ea. E o părerea mea, cel puțin am votat așa ceva. Și să știu că poliția din Câmpia Dunării să face serviciu într-un cont. Sincer. Trecând la a doua propunere, și aici am problemele pe care am vrut să vi le aducând, pur pe lege. 124 din legea 215 pe 2001. V-am spus, folosința gratuită pe termen limitat se dă persoanelor juridice fără scop lucrativ sau serviciilor publice. Avea dreptate domnul secretar când zicea, n-am găsit acea hotărâre numărul 1 care poate ar fi luminat suplimentar. Dacă putem să asimilăm ulterior. Unde am? Eu vă spun. Noi hotărâm, într-adevăr,
este de interes local să vină acele servicii pentru cetățenii clasa întâia și mai de pe sate. Noi ne-am dat o dată acordul și am zis că e foarte bine treaba asta. Dar ne vom trezi că dăm cu folosință gratuită, vine Curtea de Conturi și zice, bă, dar ce ați făcut acolo? Ce are serviciul public de-a vostru, care va? Ia să vedeți cum vă punem la plan. Deci nu știm puncte de vedere. Cum interpretează Curtea de Conturi? Că așa poate să vină unul care să fie pornit împotriva administrației, că nu are pe domnul primar la suflet, ce lasă că vă la temelie acum, că am mai făcut în trecut de astea cu datul cu titlu gratuit. Și va duc la cunoștință că, cu toate că există documente de transfer cu titlu gratuit, mă rog, era și o de concesiune a sediului companiei de apă, de unde vă spun că am un precedent pe care unul l-am văzut în mandatul trecut. Tudor, scoate de acolo că nu e instituție de cu servicii publice, nu-i nimic, compania de apă, chiar dacă se pune acționar acolo, este societate, nu-i regie, că pe 123. Vine și spune, tot e 215. Bunurile care aparțin domeniului public se pot da regiilor, autonome, instituțiilor, nu trebuie să citesc legea, fiecare să o consulte. Și atunci s-a trecut la ceea ce a trebuit să se facă, doamna Mina știe, să se închirieze sediul, chiar dacă eu sunt acționar la apă, sunt proprietar pe acel spațiu, îl dau spre închiriat. Și atunci ne vom trezi într-o situație în care poate Curtea de Conturi să vină să zbădați un alt judecat. Asta din punctul meu de vedere. Și atunci, sigur că, plecând de la proiectul de hotărâre pe care vă spun, nu-l văd foarte, adică mă gândesc că ați lucrat foarte mult pe el, să găsiți formula cea mai bună. Dar văzând articolul 2, își încetează orice prevedere contrară, prevederea contrară prinsă în protocol, drept de administrare în favoare, care urmează să se radieze, golind de conținut protocolul, pentru că dacă nu mai dau dreptul de administrare acolo, în protocol rămâne în gol, nu-și mai pot ei muta serviciile acolo. Și ne vom trezi în situația în care iarăși va fi un eșec sau va trebui să modificăm modificarea modificărilor. Din aceste motive, eu vă spun că mă abțin să votez acest proiect. Sunt motive pe care eu le-am văzut citind proiectul de hotărâre, văzând vechea hotărâre, văzând protocolul încă o dată. Cam atât am avut de spus cu privire la acest punct. Nu vreau să convin pe nimeni să facă nimic, să ne rămâi oameni cu folosința gratuită, știm cu ce se mănâncă, este prevăzută clar în articolele de cod civil ce s-a numit, de pe 800 și ceva acolo, 130, 160, sunt articole, știm ce înseamnă domeniul public dat pe folosință, dar din punctul meu de vedere sunt discutabile tocmai ceea ce prevede legea la servicii publice. Nu știu. Sigur, cu rezerva care o am vis-a-vis de cel care a semnat și nu s-a asigurat că are și suportul Ministerului din care face parte, nu dar la structuri, pentru că Ministerul Afacerilor Interne are N structuri. Poliție, jandarmerie, pompieri, ISU, o grămadă. Și atunci ei își drămuiesc, știu eu, bugetul în raport de urgențe, de ide. Eu nu am rezerve că se dorește din partea celor de la București ca poliția să se transfere acolo și eu aș face-o simplu, dacă aș fi o secretar de stat acolo, aș zice, bă, fraților, câți poliții sunteți în Cârpia? 25. Bă, vouă, trebuie 30 de camere, bă, 25 de poliția, bă, ia stați voi frumos cu timpul acolo unde stați astăzi, că bine stați, clădirea aia are aprentă la sol 420 de metri pătrat pe două nivele, curentul, gazul, cu asta atâta, plătiți din salariu, la revedere, frate. Deci cred că așa-și face eu. Nu știu. În condițiile în care astăzi se vorbește de bugete tot mai reduse vis-a-vis de astfel de probleme. Mai mult de atâta, folosință la vită pe perioadă limitată, nu prea sperinte investiții foarte mari. Să vine cu reversul medaliei. Orice investiție care o fac în clădirea ta, pe care eu am cu titlu
gratuit, trebuie să dai tu aprobare, să fac orice modificare la structura respectivă, orice îmbunătățire, pentru că am un drept de retenție ulterior când trebuie să-ți predau ție imobil. Mulțumesc, atâta am spus. Da, pot să vă rog, aveți o rugă pe calificul de regă mare matematicianul lui Silva Emilia. Vreau să spun că tocmai de aceea s-a și procedat în forma asta, la aliatul 2, articolul 2. Orice dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea așa spune. Da, inclusiv protocolul. Protocolul este parte componentă a proiectului de hotărâre. Da? Dar mai puțin, este parte componentă sau nu? De la baza proiectului de hotărâre. Păi e normal că eu o trebuie să-i retrag dreptul de administrare. Da? În momentul când am retras, a căzut hotărârea de Consiliu și cade implicit proiectul de hotărâre, adică protocolul care prevede dreptul de administrare. La o următoare ședință de Consiliu, când venim, normal că se va veni cu un act adițional la protocol în care se schimbă termenii, adică nu drept de administrare, ci se va trece contractul comodat, da? Plus se va zice că se dă comodat, se scoate din domeniul public, se trece în domeniul privat. În ce privește celelalte aspecte pe care le-a sesizat, poliția este o instituție publică și instituția publică face servicii publice. Deci intră exact în articolul la care dumneavoastră spune. Deci, în consecință, eu pot să-i dau un contract de comodat acest imobil. În bate, vreau să fac o mică rectificare. De ce trebuie spus neapărat? Pentru că contractul de comodat este un contract care este cuprins în codul civil, care este o lege de drept comun. Ori, în ce privește proprietatea publică, sunt doar trei drepturi reale care se desprind din dreptul de administrare. Adică din dreptul de proprietate publică. Este dreptul de administrare, este concesiunea și titlul gratuit și aici este prevăzut titlul gratuit, dar în favoarea persoanelor juridice de drept privat. Am un astfel de, cum se spune, de practică judiciară, dacă vreți vă pot pune la dispoziție să o citiți, în care doar persoanele fizice de drept privat, juridice de drept privat, beneficiază de acel titlu gratuit prevăzut în codul civil ca derivat din dreptul de proprietate publică. În speție e vorba de asociații și fundații, da? No, și de aceea singura variantă, din punctul nostru de vedere, viabilă, este aceasta, trecerea din domeniul public în domeniul privat și acordarea acestui contract de comodat. Vă pot spune că la Cluj e aceeași practică. Li s-a dat un contract de comodat anumite clădiri în care își desfășoară activitatea poliția județului Cluj. Domnul consilier, eu nu mă bag pe partea și eu las aici, domnul secretar. Vreau să vă citesc din articolul 2 al legii 218, pe care vă duc organizarea și funcționarea poliției române, republicată cu întregi contrări ulterior. Activitatea poliției române constituie serviciu public specializat și se realizează de interesul persoanei, al comunității și prin instituțiilor statului, este susținut pe baza și în executarea legii. Noi, în momentul ăsta, nu discutăm. Putem purta discuțiile astea în momentul în care vom veni cu cel de-al doilea proiect de hotărâre. Suntem în situația în care, dacă nu detragem dreptul de administrare, rămâne, dacă vreau să nu aprobați astăzi, rămâne în favoarea IPJ Cluj înscris. Ei nu vor putea face cheltuielile acolo nici măcar cu utilitățile. Noi, la rândul nostru, nu mai putem face, pentru că sunt înscris, este înscris de realizare în favoarea lor. Da? Ce se întâmplă cu clădirea? O lăsăm în paragină? Sunt temperaturi de sub 0 grade. Trebuie pornită instalația de încălzire. Utilitățile, curent, gaz, apă și așa mai departe. Cine le plătește? Putem purta discuțiile astea juridice, dacă doriți, la momentul la care vom veni cu cel de-al doilea proiect de hotărâre. În momentul acesta, din punctul meu de vedere, proiectul de hotărâre trebuie aprobat în forma în care este. Cu siguranță că aveți dreptate. Am și pus în discuție ce înseamnă activitatea, ce înseamnă acel mobil astăzi, că trebuie cineva să-l grijească, să-l. Eu v-am atras atenția că această propunere, acest proiect de hotărâre, din punctul meu de vedere, nu este clar. Articolul 1. Din punctul meu așa, nu fac amendamente. Se anulează hotărârea 82. Nu să vii să-mi spui în articolul 2 la data 82 și încetează orice prevedere contrară. Sigur că din discuție.
discuțiile cu domnul secretar ar fi rezultat exact ce am zis eu, că se golește de conținut protocolul. Nu mă mie spune nevrumba. Protocolul nu mai există, nu mai există drept de administrare și la revedere. Nu mă lăsa să interpretez. Asta e toată problema mea, dar ce am zis? Proiectul de hotărâre, așa cum este el astăzi, îmi permit să mă abțin de din amonta. Vă mulțumesc. Orice argumente sunt pertinente. De-au dreptate domnului primar, nicio problemă. Trebuie să rezolvăm situația. Este de interes. Dar... Asta vreau să spun și eu, doamna președintă. Vorbele sunt vorbe trei. Ce rămâne scris, rămâne scris. Noi suntem pățiți de atâtea ori. În momentul când se ajunge la un litigiu, știți ce o să spună? Instanța sa pe unde se ajunge. Domnul, ați votat. Răspundeți pentru ce ați votat. Păi știți că a spus domnul secretar că e consemnat în procesul verbal că automat își încetează și acel proiect de hotărâre toate întâlnirile. Nu, nu este așa. Trebuie scris alb pe negru ca să știm că acel protocol nu este în vigoare, că acea hotărâre de Consiliu local nu-și mai poate produce efecte și de aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți. Că ne vom trezi iarăși, cum am spus, în procesul verbal, să venim poate peste o lună, două, trei și să venim cu modificare la HCL-ul care noi trebuia să-l anulăm. Când ajungem în fața instanței, acolo vorbesc partea scriptică vorbește, nu vorbele. Și de acolo vă asigur eu că nu mai recunoaște nimeni că a spus ce a spus astăzi aici. Deci trebuie să avem negru pe alb scris. Asta este părerea mea și ea. Și doriți, nu înțeleg. Domnul consilier. Anularea vechii hotărâri de Consiliu Local, inclusiv a protocolului, însușirea protocolului cu tot. Deci nu, deci, nu e... Nu, altceva, nu am ținut. Dar după până acela, atunci se spune articolul 2, în felul următor, la data hotărârii prezentului hotărâri și cedează aplicabilitatea hotărârii de Consiliul Local anterior. Și cu asta basta, pentru că nu poate zic, protocolul este parte componentă a hotărârii, anulând hotărârea, inclusiv proiectul, protocolul cadru. Da, faceți propuneri și dumneavoastră să știți care e, votați pe urmă. Pot introduce un astfel de articol, eu am ca protocol semnat trei entități. Un OAT-ul, o prefectură și un inspectorat. Ca numele tuturor, eu să scriu că protocolul ăsta nu mai este bun, trebuie să iau acceptul tuturor celor trei ca să pot să am certitudine dacă nu acționează careva, băi, ce au pregătit banii și toate de plăcuțele sunt făcute pentru că fie atunci ce s-a făcut, că eu nu mai am ceva și cu matricul. Bă, zice, oamenii au vinate cu buletinele bună să le fac pașaporte, voi ne-ați dat să iei. Nu știu dacă m-ați înțeles. Când s-a încheiat protocolul, domnul primar nu a fost mandatat de către noi. A făcut în numele administrației locale. Apreciere maxime din partea mea, idee bună. Am spus-o. Astăzi, ca să pot introduce pe ordinea de zi, cu garanția că respect legea, eu trebuie să am aportul celor trei entități care au semnat protocolul. Dacă se poate bine, dacă nu, nu. Dar cel puțin să am un punct de vedere. Și atunci, sigur că v-am mai spus, protocolul așa cum el, adică proiectul de hotărâre așa cum el, din punctul meu de vedere, eu nu pot în astăzi să votez așa cum el acum. Se face amendamentul cu protocolul. Nu. Trebuia să veniți cu hârtii făcute, pentru că nu vreau să răspund în fața nimănui de eșecuri care nu vreau să le asum. Nu am înținat că domnul consilier, ăsta e un sofism ce vreți să-mi impuneți noastră, cu tot respectul. Ce vreau să vă spun este următorul lucru. Dumneavoastră, prin proiectul de hotărâre care l-ați votat în octombrie, v-ați însușit protocolul și nu l-ați aprobat. Da? Unul la mână, doi la mână. În momentul în care acceptezi, ați anulat hotărârea de Consiliul Local prin care s-a însușit protocolul și s-a dat pe toate de administrare, cade inclusiv acel protocol. Cu tot respectul, trebuie să vă spun. Cade însușirea protocolului, pentru că articolul 114. Se însușește protocolul de colaborare încheiat între. V-ați însușit. Măsura în care, așa cum este formulat, pică automat și protocolul. Dacă apreciați să scoatem articolul 2, eu n-am nimic împotrivă. Că urmează după aceea
O altă formă a vorbim strict de retragerea de realizare pentru care ne doar rămâne clădirea amparacii. Și asta deja și asumă Consiliul Local, că nu are cine plăti utilitățile acolo. Asta e mare problemă. O plătim noi pe a noastră. Da, dar ai înscris dreptul de administrație și antaplată în favoarea IPJ-ului. Vreau să vă gândiți când ați făcut. Dacă doriți să continuăm proiectul așa poate, trebuie să-și partidul să continuăm bine, dacă nu, eu aș vrea să închei discuția să vă iată. Din punctul meu de vedere, ideile sunt foarte bune de mersurile, sunt foarte bune, sunt interesul cetățean, să nu fiu înțeles greșit. Eu, unul, am această problemă pe care am ridicat-o. N-am convins pe nimeni, nu convin pe nimeni, colegii mei sigur vor vota, nu știu. Deci, dar eu personal, văzând actele de astăzi, pe aceste acte, eu v-am spus punctul meu de vedere. Ca să invocăm acum că pușcă țeaia și nu știu ce și că trebuie să votăm ca pe nu pot ea să deschide ușa. Data viitoare. Mulțumesc frumos. Mai sunt alte intervenții? Dacă nu supun la urmă. Da, domnul consilier, ați auzit de principiul ăsta că secundarul urmează calea principalului, da? E un principiu de drept, cum știu, da? Asta semnează că protocolul fiind secundar față de hotărâre, în momentul când anulați hotărârea, este anulat inclusiv protocolul. Cu tot respectul să vă spun. Deci, permite, doamna președinte. Atunci, faceți propunerea, vă rog, să mă eu am venit. Da, faceți un amendat, vreți să, deși v-ați însușit, vorba de însușire, nu l-ați aprobat, nu l-ați aprobat semnat. Unde scrie în atribuții, domnule secretar al Consiliului Local, că se nu veniți însușeri? Noi aprobăm prin hotărâre. Despre ce vorbim? Domnul consilier, deci puteți trece aici în felul următor, la data arătării prezent hotărâre și cetează aplicabilitatea hotărârea. Iniția, că nu se face amendamente. Dacă trebuie să fac eu masă de amendament, exact ce spune domnul secretar, la data arătării prezent și cetează aplicabilitatea prevederile hotărârii 182 din 2007. Asta e loc de articolul 2. Da, da. Da. Mulțumim, președinte. Deci, noi până nu avem și acordul celorlalte părți, nu putem unilateral să... Eu v-am spus, când se ajunge într-o instanță, domnul secretar vorbește foarte frumos. Și foarte logic pentru dânsul, dar când ajunge într-o instanță, acolo se vorbește pe documente, acolo nu-i mai interesează poveștile unuia sau altuia. Dacă nu e scris alt pe negru, și asta zice după aceea, măi, v-ați votat, v-ați asumat, răspundeți. Pe negru am făcut un amendament acum, care eu vă spun. Modificăm, vă solicit să modificați articolul 2, își încetează atribuitarea prevederile hotărârii 182 din 2007. Eu să vă spun colegilor, le spun tuturor colegilor că o să răspundem noi pentru eventuală neclaritate sau asta. Nu domnul primar, nu domnul secretar, când și doar propun. Noi vom vota. Și aici apare problema. Știți că avem cazuri, avem, suntem dați în judecată pe lucruri mult mai mărunte. Dar pentru un asemenea proiect. Ideea este extraordinară, s-a lucrat un an de zile, s-a lucrat prost. Cum am mai spus, haos în administrația locală. Venim cu proiecte și revenim cu același proiect de 3-4 ori. Trebuie să ne oprim, să gândim, să nu facem proiectele în grabă, să nu ne privim, să le facem cât de cât corect. Nimeni nu zice că nu se greșește odată, nu se... Dar aici deja este repetitivă treaba. Nu ne mai putem permite astfel de lucruri. Supun, domnule. Deci, pentru noi, proiectul de hotărâre este foarte clar, da? Și am înțeles și noi vreau să vă spun că vom vota acest proiect de hotărâre, fără să intrăm în analize și alte în detalii. Mulțumesc! Vă supun la vot amendamentul făcut de domnul primar. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Domnul Rece, domnul Sac, domnul Nicol Ioran, domnul Tot și domnul Mischian. Dacă nu mai sunt și alte intervenții, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cu amendamentul inclus. Împotrivă? Abțineri? Domnul Rece, domnul Sac, domnul Ioran, domnul Tot și domnul Mischian. 5 voturi, 5 abțineri, da? 5 abțineri. Să vă mulțumim pentru
sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Rece, domnul Isac și domnul Ioran. Trecem la diverse și vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Doamna Ungureanu. Domnul Tot. Domnul Mișcan. Dacă se sală dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu plecă pe textul tot, domnul Ungureanu. Propun să țin în momentele de pregătire pentru domnul Mircea Cușan, care asista la aproape la ședință. Să înțeleagă toată lumea, bă, am încasat 10 lei,
2 lei am dat pe salarii, 3 lei pe motorină, 4 lei pe asfaltări, 5 lei la spital, 6 lei la știu eu la ce, asta să nu arată. Chiar dacă în paranteză, serviciul de specialitate, doamna director, chiar o scrie în paranteză 6.3, am adus bani de la 7.5. Deci eu m-am dus la locul și am avut o întâlnire cu cei care m-au trimis în Consiliul Local, zic ei că m-au votat, eu cred pe cuvânt, chiar dacă pe doi am prins, că l-au votat pe domnul Grojican. Serios, i-am prins, i-am pus la precisate și îmi pot da seama că i-am prins cu mânța să ne asima. Dar când m-am apucat să le explic, bă, ce a făcut cu banii, m-am apucat și eu ca doamna directoare. Păi la capitolul 6.8 am alocat 2 milioane, din care am dat reacții la capitolul 4.7. Bă, ce putea să te recontezi? Bă, vrei, tu ești la ora de matematică, nu spune clar cât au fost salariile, cât au fost de-aia. Și atunci, solicitarea mea este ca acel raport pe care mi-l dă voi la legea 215, la articolul 36, v-am spus că se dă o prevedere, care se regăsesc cu articolul 63, de dacă la 36 am o prevedere că pot să cer informări, la 63, la alineatul 3, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alineatul litera pe respectiva atribuție referitoare la relația cu Consiliul Local, litera primarul prezintă Consiliul Local în primul trimestru un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a OAT-ului. Eu am această solicitare, sigur, dacă îi se dă curs clasa a treia, va înțelege și cel care ne votează pe ce s-au cheltuit banii, concret, bă, a cumpărat 3 cauciucuri de iarnă. Capitolul 6.8. Bă, am făcut treaba respectivă, de ce? Pentru că atâtea discuții am avut. Ba că nu am venit să votez și de la 9 milioane, ba că ce-am făcut cu banii și le-am spus clar, bă, eu mi-am dus acasă. Am o indemnizație în raportul primarului, va ieși la liveală, bă, 19 consilieri, cu indemnizația asta împărțită, faceți calcule. Cam astea ar fi fost solicitarea mea, domnule primar. Dacă trebuie, o fac și în scris, dar este suficient, dacă o fac la punctul diverse, se notează procesul verbal și așteptăm atunci pe raport, deci exercițiul bugetar însoțit de acest raport pe care legea prevede ca fiind legal. E prins și la noi în regulament, dar articolul, nu mai știu, stai că mi-i spun și articolul. Am văzut un ziarist că dă mori pe telefon și vreți că dau Facebook-ul la Gazice. Articolul 63. Nu. 62 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. În relația cu Consiliul Local, primarul deplinește următoarele atribuții. Prezintă Consiliul Local în primul trimestru anul raport privind starea economică, socială, e reluat articolul din lege. La solicitarea Consiliului Local prezintă și rapoarte și informări periodice la punctuale. Mulțumesc frumos, cam atât am avut de spus. Mulțumesc, doamna președintă. Eu sunt mai jos și parte la față doar față de domnul Crișan. Revenim la subiect. Nu vreau să schimb subiectul legat de buget, dar vreau să întreb dacă tot ce apare pe site. E clar că este un draft de buget, dar așteptăm, aștept personal să se actualizeze puțin, pentru că din ce m-am uitat acolo e o diminuare de 40% la bugetul. Deci probabil că se va actualiza, sperăm întâlnirea mea. Să vă spun de unde vine această diminuare. În primul rând vine de la politica fiscală a Guvernului, reducerea cotelor de venit de la 16% la 10%, unde am pierdut în jur de 5 milioane, jumate, 6 milioane de lei. Iar cealaltă sumă, diferența de 20 de milioane, reprezintă salariile profesorilor care până acum treceau prin noi și mergeau la cadre didactice, acum merg la inspectorat direct, mai sunt din bugetul local. Asta are fost impozitul prevenit de la 16 la 10%. Aia sunt prima. TVA-ul. Aia sunt prima. La 16 la 10%. Astea sunt mele mari. Vreau să vă întreb varianta finală. Nu vedeți ce apare pe site, la primărie. Nu-i varianta finală, va suporta modificări, bineînțeles, pentru că deja așteptăm sumele de la Consiliul Județean, vedeți sumele care vor intra în Ministerul Finanțelor, care suportă modificări de la o zi la zi. Deci, în momentul, în data de 16 februarie, preconizăm noi să aprobăm bugetul, vom veni cu varianta finală în fața noastră. Ce am înțeles? Diminuările din
cauza măsurilor luate la nivel prezent. Bun, altă problemă, chiar acum câteva luni am ridicat problema camerelor de luat vedere pe șantier. Dacă se poate să accentuați, pentru că am vorbit cu mulți cetățeni din zonă și mai ales zona barierei, unde e foarte tranzitată, se întâmplă lucruri foarte urâte și cred că cel puțin acum la început de an se poate rezolva acest lucru. Am prelungit contractul cu cetății care trebuia să obțină avizele de la electric și care se ocupă de montarea lor, încă trebuie până la aprilie, se poate trebuie să facă. Rugăminte să cerceți exact zona acelei bariere. A fost adresat inclusiv elevi la tranzitarea dimineața. A fost o discuție de acum două zile cu un părinte care m-a sunat și mi-a semnalat acest lucru. Cam atât, succes, doamnelor, activitatea de consilier din partea mea și din partea Partidului Mișcare Populară. Mulțumesc! Aș vrea să iau și eu cuvântul și să vă mulțumesc pentru căldura cu care m-ați primit și sunt sigură pe mine că voi deservi comunitatea Câmpiei Turzii și în special comunitatea maghiară din care fac parte. Vă doresc și dumneavoastră succes în continuare și vă asigur că veți putea colabora cu succes cu mine. Vă mulțumesc! De ce ar trebui să pun ședința Consiliului Local? Aș vrea însă și în aceasta să vorbim trei colegi Consiliul Local, vreau să permite să vorbesc cu numele Consiliului Local la mulți ani, nu mai putere și fericire, și de asemenea să-mi permite să vă vorbesc cu locatorii. Doamna Consiliere, domnul